Dan Voiculescu tuni fulger după dezvluirile lui Victor Ponta, minte sau nu îl mai ajut memoria. Dan Voiculescu reacționează sâmbătă, într-o postare pe blogul personal, la dezvluirile fostului premier Victor Ponta, care a susținut într-un interviu tirii pe surse. Roce l-a adus pe Klaus Iohannis la Grivco. Am văzut afirmaile lui Victor Ponta ce l-a adus pe Klaus Iohannis la Grivco, în prezena mea. Fere să mă implic în jocurile politice, doar de dragul adevărului, precizez încă o dată ce Iohannis nu a fost niciodată în sediul Grivco. Nu știu de ce Victor Ponta a ales să mint sau, pur și simplu, nu îl mai ajut memoria. Scrie Dan Voiculescu, pe blogul personal.